Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea Ta. Fiecare persoană are propriul ritm biologic, iar femeile, în viața fiecărei femei există un moment de cotitură, o piatră de hotar, când intervin anumite schimbări. Menopauza și problemele ei face parte din viața noastră a femeilor. În această seară o să aflăm mai multe informații utile despre acest subiect de la domnul Porfirie Vasiluț, medic primar, obstetrică, ginecologie. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc în această seară. Pentru început să ne spuneți, ca să înțeleagă toată lumea, ce este menopauza? Menopauza este o stare fiziologică a femeilor care apare în a doua jumătate a vieții și reprezintă un element normal în evoluția oricărei femei. Deci nu este o stare patologică? Nu este o stare patologică, este o stare fiziologică. Ține de procesul de înaintare în vârsta fiecărei femei. În etapa fiecărui om sunt mai multe perioade de evoluție. La femei, începând cu perioada copilăriei, pubertatea, perioada de adolescență, după aceea este perioada de procreere care durează până în apropierea menopauzei și chiar în perioada de apropiere a menopauzei, după care urmează menopauza și senescența. De fapt, ce reprezintă menopauza? V-am spus că este un element fiziologic și reprezintă o oprire a ciclului menstrual, deci în termen medical denumită amenoree. Putem spune că menopauza este instalată când deja menstruația lipsește de cel puțin 12 luni. Cam deci, la ce vârstă? Deci, menopauza se instalează diferit de la o femeie la alta. Vârsta medie de instalare a menopauzei este în jur de 50-51 de ani. Dar nu atât perioada de instalare a menopauzei este, din punct de vedere clinic, cea mai importantă, ci o altă situație care putem să o definim noi, este acea perioadă care premerge instalarea propriu-zisă a menopauzei și perioada care urmează după menopauză sunt la fel de importante din punct de vedere clinic și a simptomatologiei și a modificărilor fiziologice pe care femeia le suportă. Această perioadă premergătoare menopauzei și ceea ce urmează după menopauză poartă numele de perimenopauză. Deci, menopauza o putem încadra într-o perioadă premergătoare, menopauza propriu-zisă și perioada postmenopauzală. Această menopauză, v-am spus că se instalează în jurul vârstei de 51 de ani, însă există variații individuale care pot să meargă de la 35 până la 55 de ani. În cazul în care, știu, apare la o vârstă mai tânără, să zic, da, putem gândi la ceva patologic? Da, deci menopauza propriu-zisă poate fi împărțit într-o menopauză normală sau poate fi o menopauză precoce. Această menopauză precoce poate fi cauzată din mai multe motive. În primul rând trebuie să vă spun că menopauza are o determinare genetică la majoritatea femeilor. Deci nu la fiecare femeie are același dată de instalare a menstruației și dispariția menstruațiilor. Ele sunt, să zic eu, coordonate genetic și sunt situații patologice, cum sunt stări de stres, la bolnavele care lucrează în mediu toxic, la fumătoare, la bolnavele care au o anumită afecțiune, care necesită tratamente deosebite, cum ar fi radiațiile sau alte medicamente, pot să se instalează menopauza la o vârstă mai timpurie. Însă trebuie văzut și cauza care duce la aceste instalări precoce a menopauzei, fiindcă, o să ating și această problemă, menopauza are o determinare, adică substratul hormonal al ciclurilor. Dacă tot vorbim, să ne spuneți puțin modificările hormonale. Au o determinare foarte complexă. Deci, practic, ciclul menstrual este susținut printr-un lanț hipotalamo-hipofizovarian, adică este coordonat de sistemul nervos central printr-o placă turnantă, să zic eu așa, sistemului nervos central. Să ne explicați pe înțeles tuturor. Da? Deci hipotalamusul, care este centrul coordonator al glandelor endocrine, acolo se secretă o substanță numită așa numită releasing factor. Acest releasing factor acționează asupra hipofizei, care e o glandă micuță de la baza creierului și această glandă are influența asupra
tiroidei, asupra suprarenalei, asupra ovarelor. Deci secretă o serie de hormoni care coordonează aceste funcții acestor glande. Hormone pe care secretă hipofiza pentru ovare poartă numele de hormoni de stimulare foliculară și hormonul luteinic. Deci sunt doi hormoni care coordonează după aceea activitatea ovarului prin o evoluție ciclică a altor doi hormoni, foliculina sau estrogenul și progesteronul. Cei doi hormoni se secretă ciclic, estrogenul în prima perioadă a ciclului și pregătesc uterul pentru o nidație și pentru o sarcină, iar progesteronul are rolul de a fixa această sarcină și de a dezvolta o sarcină în condiții fiziologice. O rupere a acestui lanț, fie la nivelul hipofizii, fie la nivelul tiroide, fie la nivelul suprarenale, poate să influențeze evoluția ciclului menstrual și anumite dereglări ale ciclului. Revenind la instalarea această perioadă de perimenopauză, trebuie să vă spun că această perioadă poate să se instaleze cam de pe la 42-45 de ani și menopauza propriu-zisă se va instala cam la 50-51 de ani. Deci există niște semne premergătoare, nu? Deci semnele premergătoare poartă numele de semne de perimenopauză și încep cu câțiva ani înainte de, să zic eu, de apariția propriu-zisă a amenoreei, a lipsei menstruației. Să ne spuneți un pic care ar fi acele semne. Cel mai important semn care arată că se produce deja un deficit în producția hormonilor ovarieni, deci a estrogenilor, sunt apariția unor cicluri menstruale mai neregulate. Deci perioade de lipsă a ciclului menstrual, în loc să mai apară, cum apare de obicei, la 28 de zile, poate să lipsească câteva săptămâni sau chiar câteva luni. Bineînțeles, această lipsă a ciclului menstrual trebuie să dea de gândit femeii că ea poate rămâne și însărcinată în această perioadă, să excludă o sarcină. Deci pot să apare și sarcini legate de... Deci un test de sarcină... Da, deci este bine să fac un test de sarcină sau un consult medical. Da, un consult. După aceea, aceste perioade de lipsă a menstruației de câteva luni poate să fie urmate de sângerări neregulate. Aceste sângerări neregulate, cu ciclul la 2-3 săptămâni sau chiar sângerări mai de lungă durată, de o săptămână, 10 zile, poate de asemenea să ridice problema să nu fie legată numai de ciclu propriu-zis, poate să ascundă o serie de patologie care apare în această perioadă de perimenopauză. Poate să fie problema unor fibrome uterine, a unor polipi în uter sau pe col uterin, a unor leziuni ale colului uterin, care de asemenea pot să dea o serie de sângerări neplăcute și care să constituie o patologie pentru femeia în această perioadă. Cea mai periculoasă și, zic eu, mai de temut complicație sunt apariția unor hiperplazii sau, cum să vă spun, o îngroșare a mucoasei care produce menstruația endometriului. Aceste îngroșări ale endometriului pot să ajungă până la boală malignă acestei boli, acestei femei. Deci o boală malignă a endometriului. De aceea, orice sângerare care apare în perioada asta de perimenopauză, este bine să fie consultat medicul de familie, să fie consultat medicul ginecolog pentru a observa acestea. Așa. Înainte de a continua, rog telespectatorii care vor să intervină în direct, pot să facă la numărul afișat pe ecran 0263-231563. Să continuăm. Așa. Vă spuneam că această perioadă de perimenopauză se datorează unor epuizări a rezervelor hormonale ale ovarului, ale estrogenilor. Deci, practic, se sistează a foliculor ovarieni, care în mod normal produc în fiecare lună ovulul, cel care urmează, ar trebui să fie fecundat pentru a produce o sarcină. În mod normal, în cursul vieții femeii, se produc aproximativ 400 de asemenea ovuli, într-o lună dintr-un ovar, într-o lună din alt ovar, deci în fiecare lună acești ovuli se produc.